ședință. Avem tot așa promovat în ședința de Consiliu de astăzi un alt proiect cu scutirile de majorări pentru cei care își vor achita impozitele la zi în perioada 15 octombrie, 15 decembrie. Începem din 15 septembrie până în 15 noiembrie, ca să le dăm doamna. Doamna șef contabil i-a devansat cu o lună ca să-și poată face socotelul la sfârșit de an. Și stau și timp și să fie întrebarea asta nu se cadreze, dacă vreți, cu nuanța pe care au avut-o toată dezbaterea de asta, dar totuși sunt obligat să vă spun, pentru că ați avut unul din gesturile pe care le-am apreciat de-a lungul timpului. Dacă dumneavoastră ați fi pentru 5 minute prim-ministru, dați-mi voie să fac această de sfârșit, da? Și ați fi avut un prefect român bun, bine pregătit, în Harghita, i-ați fi dat drumul? Nu? Vă mulțumesc. Dar vă pot spune că în cele 5 minute, cum mi-a spus dumneavoastră, ca prim-ministru al României, n-aș fi reușit să ajung de la intrare în Palatul Victoria până la Birou. Asta e pe a doua. Da, de la ștampină. Domnul primar, totuși cu chestia să fie semafoare, se face, nu se face, da. Poftiți? A zis că camerele funcționează, că sunt foarte inteligente, salta, dar se fac. Este un sistem de supraveghere video. Bun, și? Pe raza Comunei Florești. Și când se va? N-au nicio legătură. Ia, Florine, spune. Semaforizarea este pe SEA. Licitația va avea loc în data de 20 august. Nu mai știu, ora 10-11. Camerele de supraveghere sunt în evaluare. Se încarcă documentația pe SEAP și așteptăm aprobarea ANRMAP-ului pentru... Bă, cum am spus, probabil la 3 septembrie, că acum nu se prea înghesuie nimeni cu... Da, e perioada concediilor și la ei și durează. Bună, primar. Am ajuns puțin mai târziu la conferință de presă și nu știu dacă ați conferit despre Universitatea Florești pe care ați prezentat-o în desfășurător. Ce ne puteți spune despre această universitate în contextul în care marea majoritate a comunelor aflate în vecinătatea orașelor și a mari, cum sunt, de exemplu, la Câmpia Tulzii, Lumea și așa mai departe, se alipesc de orașe, iar Comuna Florești are o identitate proprie cu un virtual liceu, cu o virtuală universitate. Care este situația acestui universitate? Deci, dacă nu știu dacă ați fost aici, s-a plătit taxa de autorizare. Vor începe lucrările pentru edificarea investiției. Este o investiție privată. Din punctul meu de vedere, am făcut de așa natură încât și prin acel program de minimis, primul proiect pe care l-am promovat în momentul când am ajuns primar, n-am făcut altceva și nu voi face altceva decât să atrag investitorii, pentru că orice investiție pe raza Floreștiului nu face altceva decât să aducă niște bănuți în plus la bugetul local. Orice investiție bine gândită și eu sunt convins că nimeni din mediul privat nu gândește înainte de a investi un ban. Este binevenită în Florești și tot așa într-un soi de avantpremieră trebuie să vă spun, ba nu-i chiar avantpremieră că am discutat cu cei de la Știri de Cluj. Se discută foarte intens pentru o investiție pe vreo 4 hectare și crearea 2000 de locuri de muncă într-un centru IT și se vorbește. Deci aici nu mai sunt povești, aici este vorba despre realitate că am emis certificatul de urbanism pentru o altă investiție într-un showroom auto, service auto, începând de la autoturisme la camioane și o fabrică de subansamble auto care își va desfășura activitatea pe raza Comunei Florești. În statul urmă de sus. Poftiți? În statul urmă de sus. Da. Ce profil o să aibă liceul domnule primar? Eu îmi doresc ca acest liceu să fie un liceu vocațional, un liceu unde cei tineri care vor hotărâ să urmeze cursul acestui liceu, pe lângă cultură generală, să învețe și o meserie. Și aici putem fi elastici, că nu e obligatoriu ca toți să fie, ce știu, electricieni, nu? Meserile care se caută. S-ar putea ca liceul și grădinița să aibă secție marială, dar să-mi bine? Bineînțeles, orice este posibil. Sânele de clasă sunt suficiente, funcție de ce se dorește, cum se dorește. Dați-vă, spre exemplu astăzi, nu avem suficienți copii etnici maghiari încât să facem o clasă la Florești. Să faci o clasă comasată în care să ai elevi de clasa 1 și de clasa 4, nu mi se pare normal. Motiv pentru care
bună parte dintre ei se deplasează cu microbusul școlar în luna de sus și, zic eu, sunt condiții chiar foarte bune de învățătură și în luna de sus, pentru că școala din luna de sus, zic eu, că este una dintre cele mai dotate școli din județul Cluj.